cred în educație în educație fizică și sport cred cunoștințe despre regulile de joc atingerea fileului lovire dublă minge ținută volei anul întâi de instruire Tema se adresează clasei a 5-a, competența generală numărul 3, demonstrarea unui comportament adecvat regulilor specifice pe parcursul organizării, practicării și participării ca spectator la activitățile de educație fizică și sport, respectiv competența specifică 3-2, manifestarea pe parcursul activităților a atitudinii de respect față de regulile stabilite. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv evaluare Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv la clasa 5 -a, anul 1 de instruire, se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. În clasa 5-a, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice jocului de volei și anume Pasa cu două mâini de sus, precedată de deplasare și oprire cu fața spre direcția de transmitere a mingii. Organizarea celor trei lovituri. Serviciul de jos din față. Preluarea serviciului de jos din față cu două mâini de sus. Preluarea cu două mâini de jos. Variante de joc cu temă 3 la 3, cu trecerea mingii peste fileu cu două mâini de sus, precedată de deplasare, cu două mâini de sus din săritură, cu plasare cu o mână, model de joc cu efectiv redus 4 la 4, cunoștințe privind acțiunile tactice colective, dispozitive, modalități și reguli de acționare specifice modelului 4 la 4, la efectuarea serviciului, la primirea serviciului în apărare și în atac cunoștințe privind regulile de joc, atingerea fileului, lovitură dublă, minge ținută și informații cu caracter sportiv. Jocul sportiv volei, mingea zburătoare, se desfășoară între două echipe de șase jucători. Scopul fiecarei echipe este de a face mingea să cadă în terenul advers, trimițând-o pe deasupra fileului și de a o împiedica să atingă solul propriului teren. Terenul este un dreptunghi cu lungimea de 18 metri și lățimea de 9 metri. Fiecare echipă poate executa maxim 3 lovituri ale mingii în plus față de contactul blocajului pentru a o retrimite în terenul advers. Primul arbitru își îndeplinește atribuțiile funcției stând în picioare pe o platformă de arbitraj situată la unul din capetele fileului cu fața la arbitrul scorer. Privirea arbitrului trebuie să fie la o înălțime de aproximativ 50 de centimetri deasupra fileului. Al doilea arbitru își îndeplinește atribuțiile funcției stând în picioare, în fața terenului de joc, în apropierea stâlpului fileului situat pe partea opusă scaunului de arbitraj și cu fața către primul arbitru. Arbitrii asistenți trebuie să controleze liniile care delimitează suprafața de joc și să indice, folosind semnalizările oficiale cu steagul, natura greșelii observate. Atingerea fileului. În timpul acțiunii de jucare a mingii, contactul jucătorului cu fileul între antene constituie o greșeală. Acțiunea de jucare a mingii include, printre altele, elanul, lovirea mingii sau încercarea de a lovi mingea și aterizarea. Nu este comisă o greșeală atunci când mingea trimisă în fileu provoacă contactul fileului cu un jucător advers. Jucătorii au voie să atingă stâlpii, cablul, sforile și orice alt obiect dincolo de antene, incluzând chiar și fileul, cu condiția ca această acțiune să nu influențeze derularea jocului. Un jucător influențează derularea jocului dacă atinge fileul între antene sau chiar antenele în timpul acțiunii sale de jucare a mingii. Folosește fileul între antene ca suport sau sprijin pentru a se redresa. Prin atingerea fileului își creează un avantaj nesportiv asupra adversarului, efectuează acțiuni ce ar putea influența tentativa unui adversar de a juca mingea, se agață, se prinde de fileu. Este responsabilitatea primului arbitru să decidă asupra greșelilor comise deasupra fileului și a atingerilor neregulamentare ale fileului, în special pe partea echipei în atac. Se sancționează cu punct acordat echipei adverse și acordarea serviciului. Minge ținută. Mingea este prinsă și sau aruncată. Mingea nu ricoșează din lovitură. Este responsabilitatea primului arbitru să decidă asupra greșelilor în jocul cu mingea. Se sancționează cu punct acordat echipei adverse și acordarea serviciului. Lovire dublă. Un jucător lovește mingea de două ori succesiv sau mingea atinge succesiv mai multe părți ale corpului său. Este responsabilitatea primului arbitru să decidă asupra greșelilor în jocul cu mingea. Se sancționează cu punct acordat echipei adverse și acordarea serviciului. Bibliografie Regulamentul jocului de volei și voleiul de la A la Z Mulțumirea elevilor de la Școala Gimnazială numărul 12, Bogdan Petricei cu HD Constanța, întrumați de profesorul Viorel Prejbeanu. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.